Autovit.ro a lansat o nouă platformă pentru cumpărarea de mașini noi de la importatori și dealeri oficiali. Mecanismul e simplu și la îndemână. Practic, ceri oferta de pe telefon și ești sunat în cel mai scurt timp pentru programarea unui test drive. Salutare și bine ați venit sau revenit pe eBlog Auto. Alături de mine BMW X2, la a doua generație. Este un SUV coupé cu un sistem de propulsie mild hybrid. Denumirea completă a acestui model este BMW X2 S-Drive 20i, ceea ce înseamnă că avem un motor cu o capacitate de 1,5. Benzină. Tu vei ști că mașina ta are un motor de 1,5, dar cine vede mașina din spate probabil va crede că e un motor de 2.0, dar este ok, nu păcălim pe nimeni cu nimic, pentru că BMW a făcut ca acest motor de 1.5 să aibă o putere asemănătoare unuia de 2 litri. Întreg sistemul dezvoltă o putere maximă de 170 de cai putere și un cuplu de 280 Nm. Sistemul de propulsie al acestei mașini este format din motorul termic pe care deja l-am menționat și un motor electric la 48 V, care este integrat în cutia de viteze. Steptronic, 7 trepte. A doua generație X2 vine cu dimensiuni mai mari și o masă de 1,6 tone, așezată în cazul de față pe niște jante frumoase din aliaj de 21 de inci și pusă în mișcare cu ajutorul punții față, reușind o performanță de 0 la 100 de km în 8,3 secunde. Este echipat cu pachet M-Sport, având elemente de design specifice atât la interior cât și la exterior și cu grila Rinic luminată. La interior avem finisaje și materiale de înaltă calitate. Scaunele sunt sport și asta se cam simte de când te așezi pe ele, sunt destul de rigide. Au încălzire și masaj, iar cel al șoferului are și funcția de memorare a poziției de condus. Avem volan M din piele, încălzit, plafon panoramic, spațiu de încărcare wireless cu bară de protecție pentru telefon, două sloturi USB-C și priză. Îmi place tehnologia. Îmi place aspectul futurist în general și îmi plac de asemenea și butoanele fizice pentru climatizare. Ceea ce aici nu avem, din păcate. În schimb, avem butoane fizice pentru scurtături importante, cum ar fi sisteme de asistență și moduri de condus. Avem un head-up display proiectat pe parbriz, pentru care putem seta intensitatea luminoasă, îl putem seta dacă vrem să fie puțin mai sus sau mai jos, mai la stânga sau mai la dreapta. Iar poate un aspect important pentru unii ar fi că, indiferent de setare, proiecția nu prea este vizibilă cu ochelari de soare care au lentilă polarizată. Instrumentarul de bord digital poate fi configurat în funcție de preferințe, și ca design, dar și ca informație afișată. Sunetul cristalin al sistemului audio este redat prin intermediul boxelor Harman Kardon. Ca spațiu la interior, mi se pare că mașina e destul de aproape de tine. Nu spun că nu este spațiu, spun doar că e un sentiment așa de compact în jurul tău. Pe bancheta spate, mie personal mi se pare suficient spațiu, dar sunt conștientă că dacă pui acolo un om de 1,90 m, este posibil să se simtă puțin claustrofob din cauza tăieturii plafonului, unghiului plafonului, coupé. Știi ce zic? În rest, bancheta spate este puțin mai confortabilă decât scaunele sport pe care le avem în față. Tunelul de transmisie de pe mijloc este un pic cam înalt și posibil să fie deranjant pentru al treilea pasager, dar dacă vorbim doar despre doi pasageri, eu cred că situația este destul de ok. Câți oameni de 1,90 m cunoașteți? Spațiul de depozitare din portbagaj este de 515 litri, la care aveți acces cu o mișcare de picior pentru a acționa deschiderea și închiderea haionului. Am lăsat nivelul de tehnologizare la final pentru că se spune că păstrez ce e mai bun pentru final. Cred că pasionații de tehnologie vor fi foarte încântați de toate funcțiile pe care le pune la dispoziție noul X2, pentru că scopul celor de la BMW a fost cumva să facă mașina un fel de extensie a telefonului, să poți să rezolvi ce ai nevoie în mare parte doar discutând cu mașina. Ce trebuie să faceți este să vă creați un ID BMW și să achiziționați abonamentul premium. Sistemul de infotainment este unul destul de ușor de folosit, deși stufos, sunt multe meniuri, dar le ai și grupate pe categorii pentru a fi găsite mai ușor și avem de asemenea și o căsuță de căutare. Să începem cu sistemul de navigație.
Acum 2 săptămâni am avut altă mașină la test și echiparea pe care o aveam nu oferea navigație și am întrebat așa, retoric, oare câți oameni folosesc sistemul de navigație al mașinii? Că dacă avem Apple CarPlay și Android Auto, ceea ce avem aici și chiar wireless, e mult mai la îndemână să folosești Waze, nu-i așa? Dar am folosit sistemul de navigație al acestei mașini, funcționează excelent și ce îmi place foarte mult este că atunci când ajungi în intersecții, ți se afișează un cadran cu imagini de la camera video din față și îți apar săgeți care îți indică pe unde să mergi. O altă funcție este cea de înregistrare video, atât ce se vede prin parbriz, ca o cameră de bord, cât și prin această cameră de aici care surprinde imagini din habitaclu pentru câteva secunde. Ai la dispoziție jocuri, aplicații de muzică și chiar și de streaming video, poți seta o cheie virtuală pe telefon și chiar pe ceasul smart și să personalizezi modul în care închizi și deschizi mașina. Am vorbit la început despre detaliile tehnice, haideți să povestim puțin și despre cum se simte să fii la volanul lui BMW X2. Păi, se simte bine la cum se uită oamenii după ea. Glumesc, dar glumesc pe jumătate să știți, pentru că oamenii chiar și-au arătat interesul față de mașină. Dar la modul serios vorbind, situația se simte un pic cam rigidă. Combinația asta de scaune sport cu suspensie M adaptivă, dar rigidă, nu cred că este un loz câștigător pentru cei mai sensibili pe partea asta. Direcția este destul de ușor manevrabilă, devine foarte precisă atunci când mașina este în modul sport și că tot am vorbit de modurile de rulare. Atunci când suntem într-un mod de rulare altul decât cel sport și accelerăm brusc și mai cu simț de răspundere așa, mașina are un lag până când își adună toată forța de care este în stare. În momentul în care forța este adunată și gata de pus la treabă, se întâmplă ceva cu volanul. Îți dă senzația că nu ai situația sub control. Trage un pic stânga-dreapta. Și se pare că acest fenomen are o denumire, torque steer, pentru cei care sunteți familiarizați cu asta. Este prima oară când pățesc așa la o mașină, chiar nu mi-aduc aminte să fi mai întâlnit asta înainte. Da, asta așa ca fapt divers. În rest, când suntem în modul sport, modul sport fiind modul meu preferat, după cum unii probabil știți deja, lagul acesta, la apăsarea pedalei de accelerație, este redus considerabil, ceea ce este foarte bine. Modurile de rulare, dintre care putem alege, sunt următoarele. Avem aici butonul scurtătură și avem personal, sport, eficient, expresiv, relax, și uite, digital art. Am mers cu modul personal și am pus doar cutia de viteze în modul sport, pentru că atunci când selectez din sistemul de infotainment, modul sport, mașina se configurează pe mai multe planuri pentru acest mod, dar pentru nevoile mele personale nu a fost nevoie să am toate celelalte setări, doar cutia de viteze în modul sport și mi-am făcut treaba foarte bine. Vitezele se schimbă într-un mod foarte lin, este foarte plăcut, iar sunetul pe care îl scoate motorul în 3 cilindri este muzică pentru urechile mele. În ceea ce privește pedala de frână, atunci când aceasta este apăsată, reacționează prompt și cu destul de multă intensitate. Și ce spuneți să auzim cum se comportă mașina atunci când accelerăm? Dăm cutia în modul sport, deja s-a turat puțin motorul și hai să treacă și omul acesta. Am 60 la oră și am accelerat. 100. Cine nu-i gata, le iau cu lopata. Sper că s-a auzit. Sper că s-a auzit ce...
îmi place foarte mult cum este, cum se ține motorul, cuplul angrenat și cât de sensibilă devine pedala de accelerație în modul sport. Și oare toată această distracție, cum se răsfrânge ea asupra consumului? Ei, păi, haideți să vedem. Am parcurs 102 km, exclusiv în oraș, doar abia acum ce am ieșit din oraș, dar în rest 100 de km în oraș și consumul este de 15 litri la 100 de km. Este enorm de mult. Știu asta. Știm deja între noi, fie vorba, că de obicei consumul pe care îl scot eu cu mașinile de test este destul de departe de ce ar putea scoate un utilizator în mod normal dacă ar avea această mașină și ar folosi-o pentru nevoile personale. Da. Vestea bună este că știu clar că alți oameni care au testat mașina au avut un consum mai bun, sub 10. Deci asta este puțin mai aproape de adevăr decât ce am eu. Și ca să vă faceți o idee, consumul mixt oficial este de 6,5 litri la 100 de kilometri. Dar după cum știu că eu am fost undeva extraordinar de departe de această valoare, dar după cum am spus, știu sigur că au fost oameni care au scos sub 10, ceea ce nu este chiar atât de dramatic precum situația de față. Prețul de pornire pentru BMW X2 S-Drive 20i este de 43.900 de euro cu TVA inclus. Pentru exemplarul pe care îl conduc eu acum, cu toate opționalele pe care le are, de la culoare, plafon, panoramic, încălzire, pachet M, tot, 61.900 cu TVA inclus. Ca de obicei, vin și spun că nu voi comenta prețul, fiecare este liber să decidă în funcție de informațiile pe care le-am oferit și în funcție de ce îi interesează să obțină de la o mașină și de bugetul fiecăruia, desigur. Așa că eu îmi exprim speranța că informațiile oferite vă vor fi de folos și ne vedem data viitoare pe eBlog Auto.